această dezbatere. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru interesul foarte mare, după cum se vede, arătat pentru dezbaterea noastră pe care o organizăm astăzi. Știm că justiția este o temă de interes major pentru România, dar și pentru Uniunea Europeană. Sunt Victoria Stoiciu de la Fundația Friedrich Ebert, coordonator de proiecte. Fundația Friedrich Ebert este, aș vrea să spun câteva cuvinte destul de succint despre fundația noastră pentru cei care nu ne cunosc. Fundația noastră este o fundație social-democrată germană, activă în România de aproximativ 15 ani. Misiunea noastră este promovarea democrației, a participării civice și a justiției sociale. Majoritatea proiectelor pe care le derulăm vin în întâmpinarea acestor și urmăresc aceste obiective, colaborăm cu societatea civilă, cu sindicatele, cu asociațiile profesionale și alte grupuri de activiști sau grupuri active intelectual și care reprezintă o voce pe scena publică. Aș vrea să mulțumesc de asemenea fundației partenere în organizarea acestui eveniment, programul pentru state de drept al fundației Konrad Adenauer, care este partener în organizare acestui workshop. De asemenea, aș dori să mulțumesc ambasadei Olandei pentru suportul acordat și tuturor invitaților noștri. Fundația Konrad Adenauer, despre care o să vă vorbească imediat domnul Geisler, este fundația creștin-democrată, la fel germană, din Germania și ea activă în România de foarte mult timp, din 2006, dacă nu mă înșel, programul Statul de Drept. Deși noi reprezentăm fundația care se plasează la stânga spectrului politic, iar Konrad Adenauer se află de cealaltă parte a baricadei ideologice doctrinare, ca să spun așa, pe dreapta, ei fiind fundația creștin-democrației, ne regăsim pe un teren comun și acest teren comun este cel referitor la statul de drept sau ceea ce se cheamă în limba engleză rule of law. Ceea ce este, cred eu, admirabil și ne bucură de fiecare dată când putem să construim această punte, acest pod și să organizăm dezbateri împreună în pofida diferențelor de viziune pe alte subiecte. Țin să menționez că nu este prima dezbatere de acest gen. Am organizat una foarte asemănătoare pe tema justiției și statului de drept anul trecut, tot în cadrul conferinței Eurosfat. Era în preajma alegerilor și am organizat o dezbatere la care am avut invitații candidații de la candidații aflați pe listele partidelor pentru alegerile europene. Doamna Monica Macovei a fost și ea de față atunci, dar colaborarea noastră merge mult mai departe. În trecut, cred că din 2006 sau 2007, de când a fost creat programul Statul de Drept al Fundației Konrad Adenauer, în fiecare an am organizat câte o dezbatere pe tema justiției și a statului de drept, din motive care cred că sunt evidente. Cred că și stânga și dreapta împărtășesc o viziune comună asupra a ceea ce este statul de drept și instituțiile democratice. Suntem ferm convinși că nu putem să construim o democrație, nu putem să avem politici sociale care ne sunt dragi nouă celor de la stânga, dacă nu există reguli și dacă nu există respect pentru lege, pentru că altfel, așa cum spunea și Monica Macovei în campania ei de anul trecut de la europarlamentare, corupția înseamnă sărăcie. Iar noi, ca fundație de stânga, suntem, în primul rând, unul dintre obiectivele majore pe care încercăm să le urmărim, este eliminarea excluziunii sociale și a sărăciei. O să mă opresc aici și o să dau cuvântul domnului Geisler de la Fundația Konrad Adenauer, programul Statul de Drept. Mulțumesc frumos și bună ziua tuturor! Vreau să vă urez un calduros bun venit la conferința de astăzi în numele programului Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer. Și eu vă mulțumesc pentru interes și pentru oportunitatea de a modera această discuție. Vă rog să-mi permiteți să vă spun câteva cuvinte despre Fundația Konrad Adenauer în general și despre programul Statul de Drept Europa de Sud-Est în special. CAS este o fundație politică apropiată Uniunii Creștin-Democrate din Germania. Pe plan intern, în Germania, elaboram analize și concepte politice și desfășuram programe de educație politică. Pe plan extern, avem proiecte în peste 120 de țări, gestionate prin intermediul a peste 80 de biruri pe 4 continente.
Programul statul de drept Europa de Sud-Est a fost existat din anul 2006 și a fost conceput ca un program dialog de dezbatere și schimb de idei pe teme legate de statul de drept în și între țările din Europa de Sud-Est. Area de activitate a programului cuprinde 10 țări: Albania, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, România și Serbia. Sediul programului este la București. Alatorii de parteneri locali, instituții publice, organizații non-guvernamentale, asociații profesionale sau mediu academic, sprijinim consolidarea structurilor democratice, întărirea rolului curților constituționale, a independenței justiției, lupta împotriva corupției, apărarea drepturilor omului și ale minorităților și, bineînțeles, procesele de integrare europeană a statelor din regiune în ceea ce privește adaptarea la standardele europene, în domeniul statului de drept. De asemenea, încurajăm formarea și consolidarea unor rețele regionale de experți din diferite sfere ale justiției. Cum și eu vreau să sublinesc, referitor la subiectele stat de drept, democrație și lupta împotriva corupției, nu există nicio diferență între Fundația Friedrich Ebert și Fundația Konrad Adenauer. De aceea este ușor pentru noi să colaborăm în contextul acestui proiect. Bine, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Geisler. Înainte de a începe, am vrea să vă prezentăm invitații noștri de astăzi, pe care, cărora după aceea o să le adresăm întrebări. O să încep din dreapta mea, ca să fiu imparțială, deși sunt de stânga, cu doamna Monica Macovei, europarlamentar și fost ministru al justiției. Și eu pot continua cu excelența sa, Matthijs van Bonzo, ambasadorul regatului Țarilor de Jos. Ok. Merg mai departe la dreapta mea, cu domnul Daniel Florea, deputat PSD, membru al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități în Parlamentul României, avocat și fost judecător la Judecătoria Constanța. Și eu vreau să urez un calros bun venit domnului Victor Negrescu, europarlamentar PSD. Nu este. Nu. Am greșit, îmi cer scuze. Bine, pot să urez un calos în domnului Ciprian Ciucu, președinte al noului Consiliu Național de Integritate și director de programe la Centrul Român de Politici Europene. Iar mie îmi face plăcere să mă mut la stânga și să salut prezența doamnei Laura Ștefan, expert anticorupție de la organizația non-guvernamentală Expert Forum. Încă nu a venit Cristina Guset, director al Freedom House România, de aceea urez un calos bun venit domnului Cornel Calinescu, șeful Oficiului Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din infracțiuni din cadrul Ministerului Justiției. Îmi revine plăcerea de a o saluta pe doamna Dana Gârbovan, este judecător și membru a Uniunii Naționale a Judecătorilor din România și îmi face o deosebită plăcere să spun că noi colaborăm cu Uniunea Națională a Judecătorilor din România de la înființarea ei, ba chiar dinainte de înființare. Și eu voi continua cu Cotru Faravie, membru în organizația non-guvernamentală Funky Citizens. Avem o colaborare foarte bună personal și cu organizația lui. Salutăm și prezența domnului Ciprian Ciucu, președinte al noului Consiliu Național de Integritate și de asemenea director de programe la Centrul Român de Politici Europene. Și salutăm prezența Bianca Tome de la Centrul Român de Politică Europeană. O să începem acum dezbaterea, adresând câteva întrebări referitoare la justiție, cum se vede de la Bruxelles, cum se vede din România și de asemenea o să vă rog ca în răspunsurile dumneavoastră să
accentuați, să evidențiați și punctul de vedere al instituției pe care o reprezentați. Înainte de asta, aș vrea să vă rog însă să încercăm să menținem intervențiile la maxim 5 minute, pentru că, așa cum se poate observa, avem foarte mulți invitați în sală și sunt convinsă că vor exista multe întrebări și am vrea să avem, după intervențiile invitaților noștri, o serie de întrebări din partea publicului, astfel încât cei invitați să poată să răspundă sau, în orice caz, să avem un dialog. De asemenea, un scurt anunț logistic. Avem în sală, circulă niște liste de participanți pe care sunt în număr de 3, deci o să vă rog cu scuzele de rigoare ca fiecare dintre dumneavoastră să se înregistreze de 3 ori. Suntem 3 parteneri și toți, datorită exigențelor birocratice, avem nevoie de liste în original. Așa că ne cerem scuze și vă mulțumim anticipat. Prima întrebare pe care vreau să... Și eu am un anunț logistic. Aș dori să adresez invitațiilor noștri rugămintea de a formula un punct de vedere succint cu privire la politicii Uniunii Europeană în domeniul justiției din perspectiva instituției pe care o reprezintă astăzi. În expunerea dumneavoastră, vă rugăm să includeți și răspunsul la întrebările adresate. Mulțumesc frumos, domnule Geisler. Prima întrebare este pentru doamna Monica Macovei. Doamna Macovei, Parlamentul European a adoptat recent, în data de 29 aprilie, raportul Macovei privind procurorul european. Este o instituție nouă, o instituție cu obiective foarte ambițioase și aș dori să vă întreb cum vedeți implementată această măsură aici, în România, la București, în contextul dat. Vă rog, 5 minute, dacă se poate. Mulțumesc. Contextul dat astăzi în România este foarte bun dacă ne referim la ceea ce fac autoritățile judiciare. Mă refer la parchet, la DNA în principal și la justiție. Foarte pe scurt, instituția procurorului european este prevăzută în tratatul de la Lisabona și a trebuit deja să fie făcută din 2015. Să sperăm că până la sfârșitul acestui an o să finalizăm partea legislativă și în 2016 va fi pus pe picioare. Foarte pe scurt, va fi format dintr-un oficiu, să spunem, central, format din 25 de procurori europeni trimiși de statele membre, dar am cerut Consiliului care ia decizia să poată aplica oricine din statele membre, ca să nu ne bazăm numai pe guverne și pe ce trimite guvernul, că poate sunt guverne care vor trimite procurori care vor avea cu rolul de a opri investigațiile și nu de a le face. Deci să poată aplica și alții. Și de asemenea o comisie de interviuri formată din specialiști, așa cum se practică și pentru judecătorii de la Luxemburg, de la Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg, ca să asigurăm independența și imparțialitatea acestor procurori europeni. Bun, 25 de procurori europeni, între aceștia va fi ales un procuror șef. Am solicitat ca el să fie audiat în Comisia de Control Buget din Parlamentul European și să fie un vot al Parlamentului European. Evident că nu s-ar intra în detalii legate de activitatea de procuror, ci în detalii de management și se verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute de viitoarea lege, de viitorul regulament. Va fi un regulament, ceea ce înseamnă că va fi de strictă și imediată aplicare, nu va trebui transpus în legislația internă, ceea ce este foarte bine, fiindcă atunci când vine vorba de transpunere, cum e cazul directivelor, stăm foarte prost. De pildă, directiva confiscării extinse, unde iarăși am fost raportor și care este în vigoare, publicată în monitor oficial al Uniunii Europene, nu a fost transcrisă până astăzi, așa că întreb și eu încă o dată, domnule Ponta, când aveți de gând să transpuneți directiva confiscării extinse și confiscării de la terți. Mă întorc la procurorul european. Va fi regulament și va fi de strictă aplicare, deci se va aplica imediat. A doua componentă a procurorului european este formată din rețeaua de procurori naționali. Deci nu dispare niciun procuror național care lucrează în dosare împotriva fraudei cu fonduri europene. Doar că vor face parte din instituția procurorului european. Asta le va ajuta munca. Dacă un procuror din România are un caz de fraudă cu fonduri europene transfrontalier și are nevoie să facă o percheziție, o arestare, o interceptare sau să audieze un martor sau pe cineva
într-un alt stat membru, atunci va lua legătura cu omologul său de acolo, tot procuror național, să zicem, din Germania, dar din rețeaua procurorilor, procurorului european, și totul va merge mult mai repede decât merge acum pe asistență reciprocă, cooperare judiciară. În final se va decide, după ce se vor face aceste investigații, se va aplica, după părerea mea, în principal la cazurile de fraudă cu fonduri europene transfrontaliere, și pot să vă spun că sunt, să le numim, rețele de crimă organizată în mai multe state europene, tocmai pentru a fura din acești bani europeni. Aplică mai multe state la fonduri europene pentru diverse obiective. Cred că în aceste cazuri se va vedea foarte mult eficiența procurorului european. Mai departe, întrebarea este care este instanța competentă dacă ai un caz transfrontalier în care se fac investigații în 5 țări, să spunem. Și atunci instanța competentă va fi stabilită de către cei de la sediul central, cum i-am spus eu, oficiul central, și se vor stabili niște criterii. Și acum să știți că în legislația internă avem astfel de criterii, pentru că cineva poate să comită furturi în Vaslui, în București și mai multe orașe, de pildă. Și sunt criterii pe baza cărora se stabilesc. Deci, la nivel central se va stabili instanța competentă. Și este foarte important ca instanța competentă, dacă va fi Franța, de exemplu, să recunoască automat ca probe tot ceea ce s-a făcut în orice alt stat membru. În celelalte state membre se fac probele pe baza legislației respective. Dacă cineva, un procuror european din Italia, ne cere în România autorizație de percheziție, ea se va da pe baza legii românești. Dacă un procuror european din România va cere Germaniei o autorizație de interceptare, se va face pe legea germană. Deci se va respecta legislația statului membru. Acum, instanța care va judeca pe fond va trebui să recunoască automat toate aceste proceduri făcute conform legislațiilor statelor unde s-au făcut actele de investigație. Deci decide instanța competentă procurorul european. De asemenea, își dă aprobarea pe închiderea dosarelor, că vor fi dosare de fraudă închise și ca să fie verificate, pe înțelegerile care se fac pe tranzacțiile care se fac cu cei anchetați, că poți ajunge la o înțelegere, nu? Dai banii și se întâmplă ceva mai... poate o pedapsă mai mică sau ceva de genul acesta. Știți, astfel de înțelegeri. Și de asemenea, procurorul european, să zicem, din birou central, poate interveni atunci când un dosar stă la un birou, la un procuror național, foarte mult și nu se întâmplă nimic și, de pildă, să și apropie termenul de prescripție. Și atunci poate interveni. Cam asta este, foarte pe scurt. Repet, sper să intre în vigoare, să fie puse bazele instituției în 2016. Din Parlamentul European ne întoarcem în Parlamentul României. Acesta este deseori acuzat că se opune fie ridicării imunității unor parlamentari, miniștri sau foști miniștri, fie că încearcă să limiteze cadrul legislativ, să ia din puterile instituțiilor care investigează dosare de corupție sau conflicte de interese. Se vorbește foarte des de necesitatea unei reforme politice. Domnule ambasador, vedem zi de zi la televizor politicieni, parlamentari, primari, oameni de afaceri, reținuți sau condamnați pentru fapte de corupție. Cum vedeți, domnule ambasador, aceste imagini? Impresionante sau îngrijoratoare? Thank you, Thorsten. I'd like to take another angle to start with. And do you remember the campaign of Bill Clinton in 1992 and his words, "It's the economy, stupid"? This is the basis of the rules we have in Europe. We want to make one unit, one family, without borders. And we can only do that. We can only live as diverse as we are, diverse in religion, in tradition, in history, in geography, if we follow those few rules that we make together. If we don't,
we see that we get huge differences in wealth. We see differences in migration. We see differences in countries reproaching others, their behavior. So the rules we make are crucial. If Europe can succeed. Is Europe succeeding? Economically speaking, no. We saw yesterday the World Competitive Scoreboard published, and the top five, there's no EU country. In the top 15, there are only five European countries. Number 15 is the Netherlands, so I stop at there. Before we have, as non-Europeans, I need to take off my glasses. It's the USA, Hong Kong, Singapore, Switzerland, Canada, and then comes the first European country, and that's the smallest one, Luxembourg. Then comes Norway, Denmark, Sweden, Germany, and then again, outside of the EU, Taiwan, the Emirates, Qatar, Malaysia, and then comes the Netherlands, and we're at 15. Have you seen where Romania is? Number 47. Above Greece, above Bulgaria, above a few others. Romania should and could be moving upward fast. It has the money, it's part of the biggest market on earth, it has free, non-discriminatory access to that EU market, it has a lot to catch up with, and we see in some areas that Romania is extremely successful. The internet is one of the fastest in Europe. Why? Because there was no communist internet. And why? There were no local barons, oligarchs, keeping the internet for themselves in the 90s. They were hardly aware that the internet was emerging in those days. So if you give Romanians the chance to set up something and you stimulate them and you give them the rule of law, as we have developed it in Europe as market economies, inspired, by the way, by US and Singapore and a couple of other top countries, then Romania can speed up and easily grow much faster and more balanced and structured than it is doing now. We see some growth in Cluj, in Timișoara, in the cities, also in parts of Bucharest. But a broader economic development goes hand in hand with the development of the rule of law and justice. I was in Timișoara last week, and I was at this startup hub, and I saw some 20 young Romanians making software, developing apps, trying to build up a business. And I got this from a Romanian who developed a three-dimensional printer, a model, an innovative model with modules you can take in and take out. So I got this as a present, I put it here. These are the people that are going to build the new economy. And the rule of law of Europe, of Romania, is developing to support them. And to the extent that we are successful with that, we, Europeans, Romanians, but also all of us, we will see that such startups will continue and to grow. They will have confidence to stay in Romania. They will borrow money. They will create jobs. They will export. And they can compete with the US and with Singapore. What is the basis of all this with regard to Romania? When Romania joined, it was still lagging behind on a couple of things crucial for this development of the legal sector. We talk about the penal law, we talk about the civil law, we talk about the justice, including jurisprudence, efficiency, and coherence, and we talk about the fight against corruption. To the extent that Romania advances in that, private business, young Romanians, foreign and local investment will go hand in hand with that, and that is what we are all after. Thank you. Mulțumim frumos, domnule ambasador. Așa cum spunea domnul Geisler, revenim în Parlamentul României. Aș vrea acum să adresez o întrebare domnului deputat Daniel Florea. Domnule Florea, Parlamentul României se află de ceva timp în plin proces legislativ de modificare a codului penal și a codului de procedură penală. Am mai avut o tentativă oarecum similară în decembrie 2013, care a provocat reacții foarte virulente din partea societății civile și eveniment care a rămas în memoria colectivă sub numele de Marțea Neagră. Aș dori să vă întreb
Ce se întâmplă, prin ce diferă modificările actuale față de cele la care s-a lucrat sau care au încercat să fie efectuate în decembrie 2013 și cum apreciați dumneavoastră impactul acestor modificări asupra luptei anticorupție? Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc frumos pentru întrebare. Aș vrea să fac o mică paranteză la început, 30 de secunde. Aș vrea să nu facem greșeala de a confunda oamenii cu instituția și nici conducătorii instituțiilor cu instituția. Aș vrea de asemenea să înțelegem că niciodată corupția nu e de stânga sau de dreapta, sau statul de drept nu este de stânga sau de dreapta. El există sau nu. Corupție într-o România europeană n-are cum să fie numai România. Și cred eu că dacă am stabilit aceste coordonate, putem să discutăm și despre lucruri concrete. La capitolul lucruri concrete vreau să vă spun că părerea mea în acest moment este că nu avem o dezbatere reală și coerentă cu toți cei care susțin niște puncte de vedere. Toată lumea are impresia că punctul de vedere este cel mai bun și că toți ceilalți care au puncte de vedere diferite sau contrarii au un interes obscur sau de natură negativă. Eu nu cred lucrul ăsta și sunt convins că în urma dezbaterilor trebuie să se ajungă la soluția cea mai bună. Și în ceea ce privește codul penal, și în ceea ce privește codul civil, și în ceea ce privește orice lege care iese din Parlament. Un alt element pe care vreau să-l spun este că singura autoritate legislativă din România, dar singura, este Parlamentul. Deci eu cred că ar trebui să ne gândim și la acest lucru. Ca să nu vă mai spun că eu cred că ar trebui să ne gândim și la faptul că foarte multe dintre asociațiile profesionale ale celor implicați în actul de justiție au puncte de vedere care se regăsesc în aceste proiecte de lege. Faptul că le expun sau nu public, faptul că le fac la mese rotunde pe care le susțin între dumnealor sau aici la Parlament, lucrul acesta nu înseamnă că nu au aceste puncte de vedere. Știu că la această masă este reprezentanta Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, dar eu am participat în urmă cu o lună la o conferință unde a fost Asociația Magistraților din România, Asociația Procurorilor din România, a fost reprezentat baroul și foarte multe dintre punctele de vedere pe care dumneavoastră le vedeți exprimate în aceste proiecte de lege au fost susținute sau promovate chiar de către reprezentanții acestor instituții. Vă spune un om care este... Deci, în 1996, la Curtea de Apel Constanța, s-a înființat prima asociație profesională a judecătorilor din România împreună cu Ambasada Statelor Unite. Eu am fost primul vicepreședinte și apoi am condus Asociația Profesională a Judecătorilor din cadrul Curții de Apel Constanța vreme de 5 ani. Este prima asociație profesională a judecătorilor înființată în România. De asemenea, în acest moment sunt președintele unei subcomisii din cadrul... Nu, lăsați-mă să vă spun despre ce e vorba, ca să înțelegeți că nu vorbesc pe lângă subiect. Sunt președintele unei subcomisii care se ocupă de monitorizarea implementării hotărârilor CEDU. Sunt 5 state în Europa, Germania, Olanda, Regatul Unit, Polonia, care au aceste structuri în cadrul Parlamentului. Deci să nu credeți că e cineva slab pregătit sau croit negativ. Încercăm să adoptăm o legislație cât mai bună și cât mai adaptată. Dacă doriți să discutăm lucruri concrete, le putem discuta, dar eu aș vrea să ne oprim deocamdată aici și să răspund la întrebări dacă va fi cazul. Vă mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc domnului Ciucu și eu mă refer la proces legislativ de o modificare a unor prevederi ale codului penal. Unele dintre aceasta vizează modificări în materia conflictului de interes. Ce efecte au acestea asupra activității ANI? Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. O să răspund imediat și la întrebare, dar aș vrea să fac și
câteva precizări personale. Referitor la context. Nu știu cum România, instituția din justiție, au reușit cumva să ne creeze un brand de țară. O țară care are corupție, dar care face ceva despre acest lucru. Deci o țară care și-a propus să facă ceva despre acest lucru și demonstrează că face acest lucru. Și ca ONG-ist, în contactele pe care le am în afară și la nivel și în state membre și în state din regiune, am fost în Ucraina, am fost în Georgia, toată lumea vorbește despre modelul românesc de anticorupție, că funcționează, că dă rezultate. Deci, pentru prima oară, observ o șansă cumva istorică la nivelul societății, tot timpul ne plângem că suntem ultimii, că nu avem realizări și avem șansa imensă de a răsturna un brand negativ. Și suport pentru acest lucru din partea populației, din câte știu eu, există foarte, foarte mult. Bun. În acest context, în care mie mi se pare că se poate declara că avem o șansă istorică, și repet acest cuvânt, să răsturnăm un brand, asistăm, de la începutul anului, sau să zic în ultimele 3 luni, la un proces pe care eu îl numesc, poate exagerat sau poate nu, primăvara neagră. Și acum o să răspund direct la întrebarea care mi-a fost adresată. Adică am avut marțea neagră, n-a reușit și ne apucăm să destructurăm sistemul de integritate la care s-a muncit mult, da? Și în care s-a investit mult. Oamenii și-au investit cariere în el. Bucățică cu bucățică. Articol cu articol și într-un mod netransparent. Sau bine, e transparent, dar ce transparență e atunci când te focalizezi în mai multe legi, deci în legislație diferită, pe articole de lege, te focalizezi pe ele, nu schimbi toată legea, da? Nu vrei să schimbi o politică publică, ci te duci tot exact acolo unde există o incompatibilitate sau un conflict de interese. Da? Și cum faci acest lucru? Printr-o dezbatere publică? În Parlament? Nu. Ai introdus foarte bine acea modificare legislativă, lași timpul să-ți spună cuvântul și o adopți tacit, fără dezbatere. Inițial, domnule, poate sunt niște cazuri singulare. Dar încep să mă întreb dacă sunt cazuri singulare sau este o strategie, și mă repet, de a destructura sistemul de integritate din România. Și o spună pe asta toată responsabilitatea. Da? Pentru că Marțea Neagră n-a funcționat. Marțea Neagră, toată lumea am văzut ce se întâmplă acolo și am ieșit. Și pe mass media, și ONG-iști, și ziariști, și toată lumea a făcut scandal. Dar așa, Primăvara Neagră nu creează emoții, nu creează acel moment pe care am putut să-l oprim, iar această legislație va produce efecte așa, pur și simplu, pentru că, na, este adoptată tacit. Și acum vin iarăși și mă întreb la ce am spus mai devreme. Momentul este istoric pentru România, efectiv, este istoric pentru a-și răsturna această imagine proastă de stat corupt și să transforme într-o imagine, adică de câte ori în anii aceștia am avut noi șansa, efectiv, dar nu numai că să îmbunătățim o imagine, dar efectiv să o răsturnăm. De câte ori am avut? N-am avut. Este o primă șansă. Și ce vedem astăzi aici? Vedem că vrem să scăpăm de MCV, toată lumea, deci toți politicieni, nu o să găsiți partid politic care nu vrea să scape de MCV. Poate nu știu, doamna Macovei. Dar eu invers. Da, scuze. Da. Nu o să găsiți partid politic care să nu vrea să scape de MCV, am crezut că am zis. Toate vor, da? Bun. În acest context, păi ce trebuie să facem? Păi să lăsăm acele, cum se spune foarte, foarte clar, să lăsăm acele reforme să fie irreversibile. Mai avem puțin până acolo. Ce e așa de greu de înțeles? Da? Mai avem puțin ca să facem aceste reforme irreversibile, să avem instituții funcționale puternice care produc rezultate și noi ne apucăm, articolaș cu articolaș, să, încă o dată să zic, să destructurăm sistemul de integritate clădit cu atâta efort și care produce la nivelul societății noastre și la nivelul imaginii României în Europa și în regiune, toată lumea mă întreabă,
Cum ați făcut? Ce s-a întâmplat acolo? Care a fost rețeta voastră? DNA-ul, ANI și alte instituții în această zonă au făcut o treabă și foarte bună de marketing pentru România, pentru că tot timpul conducerea lor nu se ocupă numai de treaba internă, dar promovează imaginea României, se duc în țările din regiune, se duc în alte... Începe lumea să vorbească despre acest lucru. Haideți să lăsăm sistemul de integritate așa cum a fost el gândit, să producă efecte, să ne însănătoșim ca țară și să intrăm în rândul lumii. Asta este mesajul pe care îl dau. În ceea ce privește efectele pe care, și răspund direct acum întrebarea și cu asta închei, efectele pe care le vor avea aceste punctuale din diferite legi, modificări care s-au întâmplat în Parlament și la care încă mă aștept să se mai întâmple și alte lucruri, din păcate mă aștept, de aceste lucruri noi încă evaluăm. Am solicitat chiar astăzi, vin de la ședința CNI, i-am solicitat președintelui o analiză foarte clară să ne prezinte în 2 săptămâni să știm cum va fi afectată activitatea agenției de aceste modificări. Bine, unele dintre ei n-au trecut deja de Parlament, da? Au trecut de o cameră. Dar pentru mine și asta este o problemă deja, că au trecut de o cameră. Unele au trecut și de Parlament. Și în 2 săptămâni voi primi acea analiză și eu o să o fac personal public, să știe toată lumea cum va fi afectată ANI de către aceste modificări legislative. În momentul de față nu pot să vă zic exact, ceea ce pot să vă zic este că va fi afectat. Mulțumesc! Frumos spuneam la început că justiția e un subiect controversat, deja încep să se contureze păreri divergente. Aș vrea să adresez o întrebare domnului Cornel Călinescu. Domnule Călinescu, în ultimul raport pe tema reformei justiției al Comisiei Europene, României se atrăgea atenția asupra a ceea ce se cheamă corupția extinsă și a felului în care aceasta afectează achizițiile publice și diverse alte proceduri importante din administrația publică, atât la nivel central cât și local. Aș vrea să vă întreb cum ne pregătim pentru următorul raport. Ce măsuri să iau ca să nu mai avem această problemă și să nu ne fie semnalată și pe viitor? Mulțumesc foarte mult pentru întrebare, mulțumesc și pentru invitație. Nu mai e vorba de pregătire, raportul va fi o evaluare pentru ceea ce s-a întâmplat din 2014 până în prezent și va cuprinde într-adevăr o evaluare a recomandărilor adresate României în 2014. De altfel, zilele acestea, Ministerul Justiției împreună cu autoritățile în materia pregătit răspunsul către Comisie, ce aduce nou raportul din 2016, pentru că atunci va apărea, este atingerea tot la nivel orizontal, la nivelul întregii Uniuni, a 3 teme extrem de relevante, și anume fraudarea fondurilor europene. Aceasta va fi tema pentru toate țările Uniunii. Corupția la nivel mic, petty corruption, în sistemul de sănătate. Și încă o temă nouă, circuitele financiare și în special dificultățile pe care țările din Uniune le au în identificarea beneficiarului real. Deci raportul va cuprinde o evaluare a ceea ce s-a întâmplat și aici avem și puncte bune, continuitatea, activitatea de combatere a corupției, care în mod sigur va fi reflectată corespunzător în acest raport, dar și problemele de sistem care rămân în special pe frauda în achiziții publice. Se vorbea mai devreme de inițiative legislative, nu pot vorbi decât de cele care provin dinspre Ministerul Justiției și avem un exemplu de astfel de inițiativă pe care am dezvoltat împreună cu colegii de la Agenția Națională de Integritate și anume promovarea sistemului de prevent al fraudei și a conflictelor de interese în achiziții publice. De asemenea, la nivelul Ministerului Sănătății s-au luat măsuri pentru a îmbunătăți situația așa cum era reflectată la nivelul 2014 cu privire la plățile informale. Au fost puse în funcțiune sisteme informatizate de evidență a tot ceea ce înseamnă cheltuieli din bani public. De asemenea, sunt în implementare măsuri de consolidare a integrității la nivelul sistemului de sănătate. Raportul va fi ca și cel din 2014, un obiectiv și va reflecta și lucrurile bune și lucrurile mai puțin bune. Este un raport întocmit exclusiv din surse publice. Statele membre au fost invitate să furnizeze contribuții
Promisiunea fiind ca spre sfârșitul anului, când va fi elaborat un prim draft, să avem acces, ca și la primul raport, la o versiune integrată. Comisia, păstrând dreptul exclusiv de a influența sau de a modifica acest text, este autoarea raportului. Statele nu pot decât să pună la dispoziție informații. Aș mai puncta totuși două lucruri, porniți și de la discuțiile care au avut loc. Aș arăta totuși că în momentul de față România implementează o viziune integrată în materie anticorupție și, cel puțin din perspectiva noastră, în această viziune câteva lucruri sunt clare. Am în vedere Strategia Națională Anticorupție, care punctează câteva lucruri. Unul dintre lucrurile acestea este legat de legislație. Ne menținem punctul de vedere din 2012 că nu legislația este problema României în momentul de față. Considerăm că cel puțin cadrul legislativ anticorupție, ca și cel instituțional, este suficient, este funcțional, produce rezultate, iar aceste rezultate se regăsesc în activitatea parchetului, în activitatea Agenției Naționale de Integritate, în rezultatele din instanță, iar locul unde încercăm să mișcăm mai departe lucrurile sunt în zona de punere în executare a hotărârilor. Cunoaștem problema legată de recuperarea creanțelor promite din infracțiuni. Sper să pot da și o veste bună. Săptămâna aceasta am promovat în Guvern proiectul de act normativ care asigură o transpunere într-adevăr minimală a unui singur articol din directivă, directiva despre care se vorbea mai devreme, anume cea privind creșterea capacității statului român de a administra bunurile sechestrate ca o premisă pentru o recuperare eficientă a prejudiciilor. Un alt punct important pe care aș vrea să-l semnalez este legat tot de viziunea aceasta integrată. Am exprimat acest lucru în strategia noastră și eu cred că este încă de actualitate. Spuneam în 2012 că orice nou dosar ANI sau al DNA-ului reprezintă în esență sau un eșec de management. Atâta timp când nu înțelegem că vina existenței corupției cade pe umerii modului în care construim instituții, modul în care construim proceduri, birocrația despre care vă plângeați și noastră la început, până nu înțelegem acest lucru, ne va fi foarte greu să găsim soluții. De altfel, punctul ăsta de vedere ne-a fost confirmat și într-un mod mult mai aplicat, științific. Recent am dat publicități împreună cu partenerii noștri din Olanda, un studiu criminologic care ne spunea povestea celor care au trecut peste linia roșie, și anume persoanele condamnate pentru fapte de corupție, care atunci când erau întrebați ce i-a determinat sau în ce măsură mecanismele existente au jucat un rol în a preveni eventuale fapte de corupție, ne-au spus ceea ce încercăm să spunem și noi de mult timp, și anume că cea mai bună prevenire a corupției nu este combaterea, cum se spune de mult, ci cea mai bună prevenire a corupției este chiar prevenirea. De aici nevoia de a investi într-adevăr în proceduri curate, simple, în mecanisme de control administrativ, astfel încât să putem reduce efectiv oportunitățile de corupție, pentru că, într-adevăr, este destul de greu să tratezi corupția exclusiv prin măsuri sancționatorii. Sunt la dispoziția noastră pentru întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vom vorbi din nou despre o temă intens dezbătută în aceste zile, modificarea codului penal și a celui de procedură penală. Doamna Laura Ștefan, cât de grave sunt consecințele schimbărilor propuse? Riscă ale să afecteze investigațiile procurorilor anticorupție? Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc că revenim la o temă care, cel puțin din perspectiva noastră, este una esențială. În ultimele zile ați constatat și dumneavoastră, discutăm foarte mult în societatea românească despre aceste amendamente la codul penal și de procedură penală. Pornesc prin a spune în asentiment cu domnul Călinescu și cu reprezentanții Comisiei Europene și a altora care ne mai monitorizează din când în când, că în România nu legislația este problema. Mai exact, legislația românească este un model în regiune și în Uniunea Europeană cu privire la combaterea corupției și cu privire la utilizarea unor mecanisme
administrative pentru combaterea acesteia. Așadar, dacă tot am făcut ceva bun, haideți să lăsăm acel ceva în pace. Mă întrebam și eu de unde au venit aceste idei geniale spre Parlamentul României și mă bucur, domnule parlamentar, că ați fost deschis și ne-ați spus că mai sunt și alte păreri pe lumea asta, nu doar cele pe care le avem noi. Eu admit că nu e nimeni deținătorul adevărului absolut, însă cred că atunci când cineva vă propune ceva, ar trebui să vorbiți și cu partea cealaltă. Și vă încurajez să faceți asta și când propunem noi ceva, pentru că poate suntem prea extremi. Regulile pe care doriți să le introduceți în codul penal și de procedură penală, și când spun doriți, nu mă refer la dumneavoastră, mă refer la proiectele care se discută. Eu am numărat vreo 6. Și, în paranteză fie spus, mă îngrijorează că sunt așa multe, pentru că atunci când sunt foarte multe, riscul ca unul dintre ele să treacă este foarte mare. Și sper să n-am dreptate, dar eu mă aștept, cunoscând practica Parlamentului României, ca înainte de vacanța de vară, unele dintre aceste modificări extrem de periculoase să treacă și să fie publicate în Monitor oficial. Și cum e vorba de penal și de procedură penală, dezastrul este definitiv, adică nu vom mai putea repara nimic după aceea. De exemplu, această interesantă abordare cu privire la conflictul de interese. Păi cum să scoateți din definiția conflictului de interese angajarea rudelor? Angajarea rudelor nu poate fi definită de niciun om de pe planeta asta altfel decât prin această sintagmă, conflict de interese. Când îți angajezi copilul, nevasta, unii spun și prietena la cabinetul parlamentar, înseamnă că te afli într-un conflict de interese. Astăzi mă sună un jurnalist să mă întrebe dacă e conflict de interese atunci când un cetățean își decontează în calitatea sa de șef de instituție o factură pe care a tăiat-o înainte să devină șef de instituție. Da, este. Ca să revin la codul de procedură penală, modificările care se discută în Parlamentul României sunt foarte periculoase. De exemplu, cereți un nivel de probatoriu, și pentru că ați fost judecător, sunt convinsă că înțelegeți exact ce spun, care sună în felul următor. Se spune că poți să arestezi sau poți să condamni doar dacă ești convins dincolo de orice îndoială. Acum, dacă suntem religioși, numai Dumnezeu știe dincolo de orice îndoială ce se întâmplă în viața omului. Dacă nu suntem religioși, nimeni nu știe dincolo de orice îndoială ceea ce se întâmplă în viața altcuiva. Abia dacă știm dincolo de orice îndoială ce facem noi. Și atunci, de fapt, dacă introducem acest standard de probă, cred că putem, în mod onest, să închidem justiția penală, că n-are sens, alergăm după cai vers pe pereți. Repet, pe mine personal nu mă îngrijorează atât de mult standardul la arestare, deși și acolo e de discutat, dar standardul pentru pronunțarea unei hotărâri definitive să fie acesta, dincolo de orice îndoială, adică să renunțe la cuvântul rezonabil, este excesiv. Un alt lucru care ține pagina întâi a ziarelor, faimoasele denunțuri. Soluția pe care Parlamentul a găsit-o este cel puțin ingenioasă. Spuneți că denunțul, care în esență este o formă prin care organele de anchetă află de producerea unei fapte, are un termen de expirare, adică el e bun dacă se face în 6 luni, dacă se face în 7 luni, nu mai e bun. Termenul ăsta de expirare există deja în justiția penală, se numește termen de prescripție, atâta timp cât ești încă în termen de prescripție. Ce contează cum ai aflat de fapt aia? Alt subiect care ține pagina întâi a ziarelor, arestările, mă rog, și cătușele. E bine, nu-i bine să fie arestați oameni, e bine, nu-i bine să poarte cătușe. Iarăși, cum bine știți, chestiunea aceasta a punerii cătușelor se reglementează printr-o lege de sine stătătoare. E caragios să venim cu modificări de cod de procedură penală ca să lămurim când și cum se pun cătușele. Trecând peste faptul că e foarte greu să reglementezi într-o normă de nivel legislativ primar o astfel de chestiune, atâta timp cât trebuie lăsat un pic de spațiu și pentru omul ăla care face transportul persoanei arestate. Că una e dacă mă arestați pe mine și alta e dacă l-arestați pe domnul Pasaris. S-ar putea ca eu să nu pot să fac prea mult rău în jurul meu pe măsură ce sunt transportată la locul de arest, pe când domnul Pasaris ar putea să fie extrem de violent. Și pentru că arestarea ține de persoană în principal, s-ar putea să fie complet contraproductiv să limitați posibilitatea arestării doar la anumite infracțiuni. Pentru că oamenii pot comite o multitudine de infracțiuni și să fie în continuare extrem de periculoși. Sincer,
Nu înțeleg și n-aș face procese de intenție pentru că n-am fost prezentă la acea dezbatere, nu înțeleg cum ar putea să vină astfel de idei dinspre magistrați. Dar nu exclud să se întâmple asta pentru că am mai văzut idei năstrușnice circulând pe această temă. Închei prin a spune că în măsura în care dorim cu adevărat o dezbatere pe aceste teme și noi dorim cu adevărat o dezbatere pe aceste teme, cred că este important ca toate părțile să fie de față. Acum, spuneți, mi-a spus cu tare. Eu pot să spun în același timp, da, dar celălalt cu tare, de exemplu DNA, a spus exact și pe puncte, argumentat juridic, de ce nu-i bine ceea ce se întâmplă. Mi se pare mai important, sinceră să fiu, ca Parlamentul să se aplece cu atenție asupra ultimelor decizii ale Curții Constituționale prin care se invalidează anumite bucățele din coduri. Nu zic că nu e important civilul, e esențial, dar penalul și procedura penală au această caracteristică și anume că se autodistrug. Deci dacă motivările respective ajung să se publice în Monitor Oficial și noastră nu le-ați reparat, aceste articole vor exploda pur și simplu. Și ultima decizie interesantă privește arestul la domiciliu. Ama nu cred că trebuie să trecem în revistă lunga pleiadă de oameni importanți aflați astăzi în arest la domiciliu. Dacă această instituție dispare mâine, nu știu dacă mai ajută să explicăm de ce n-am reparat-o, cât timp puteam să o reparăm. Pentru că toți oamenii ăștia vor rămâne fără nicio măsură luată în privința lor. Și iarăși, e amuzant așa, să spunem că am uitat să punem termen maxim pentru luarea unei măsuri privative de libertate. Adică nu știu cine poate să creadă, rațional vorbind, că a fost o scăpare, că am uitat să punem termen maxim. Mă opresc aici și rămân deschisă la întrebări. Mulțumesc! Doamna Dana Gârbovan, aș vrea să vă adresez o întrebare dumneavoastră. Recent, Uniunea Națională a Judecătorilor din România, împreună cu un grup de judecători, cărora ulterior li s-au adresat și membrii, li s-au alăturat, scuze, și membrii ai societății civile, au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să apere independența justiției în fața unor suspiciuni rezonabile de implicare a serviciilor secrete în actul de justiție. Aș vrea să vă întreb cu ce consecințe pot avea aceste declarații ale UNJR-ului referitoare la presupusa implicare a SRI în sistemul judiciar și, de asemenea, care vor fi următoarele demersuri, următorii pași făcuți de către UNJR în acest sens în vederea apărării independenței justiției. Mulțumesc, în primul rând, pentru invitație și, în mod special, mulțumesc pentru întrebarea. Pentru că mi se dă ocazia să explic demersul UNJR-ului și este foarte important ca acesta să fie înțeles și perceput corect de către toată lumea. Sunt două chestiuni, două momente până la urmă și, deși sunt planuri diferite, efectele tind spre același punct vis-a-vis de această problemă. O primă chestiune și un prim demers al UNJR-ului a pornit de la o declarație dată de fostul președinte, domnul Traian Băsescu, care a ocupat și funcția de fost președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, domnia sa declarând, expressis verbis, că ofițerii acoperiți ai serviciilor secrete ar continua să lucreze, să activeze în continuare în justiție. Acum nu-mi dau seama ce impact are la nivel de societate o astfel de declarație, dar pentru mine, ca judecător, este absolut zguduitoare. Și revin acum la prevederile legale. Vreau să vorbesc despre intenția legiuitorului și mă bucur să văd pe doamna ministru alături de noi la masă, pentru că este vorba exact de legea 303/2004, care a instituit o interdicție a judecătorilor și procurorilor de a fi ofițeri acoperiți, colaboratori, informatori, orice fel, sub orice formă, cu serviciile secrete. Nu doar că noi aveam o interdicție generală la nivel constituțional, pe interdicții și incompatibilități cu orice altă funcție publică sau privată, însă la acel moment s-a simțit nevoia ca această incompatibilitate să fie prevăzută în mod expres în legea privind statutul magistraților. Mai mult decât atât, în fiecare an, fiecare magistrat dă o declarație pe proprie răspundere sub sancțiunea angajării răspunderii penale că nu este ofițer acoperit.
Mai mult decât atât, există și un mecanism de control creat la acea vreme, și anume Consiliul Suprem de Apărare a Țării trebuie să verifice veridicitatea celor declarate. Deci nu este o chestiune formală, ci este una de substanță, pentru că, iată, s-a simțit această vulnerabilitate ca fiind una extrem de importantă și s-au creat în 2004 mecanismele pentru combaterea ei. Acum, pornind de la declarația dată, repet, de fostul președinte al CSAT-ului, am cerut Consiliului Superior al Magistraturii să ceară acestui organism verificarea tuturor declarațiilor date de către magistrați. Consiliul Superior a înaintat în urmă cu 2 săptămâni o astfel de cerere către CSAT și urmărim foarte atenți finalizarea acestui demers. Nu cred că un răspuns de genul nu există ofițeri acoperiți în justiție pentru că legea interzice serviciilor secrete să îi racoleze, este un răspuns mulțumitor. Știm acest lucru, este trecut în lege. Ce ne interesează pe noi este să se verifice, cum spune legea, veridicitatea acestor declarații. Anume, legea este conformă cu realitatea. Acesta este un prim punct. Declarațiile acestea au fost escaladate de un interviu devenit celebru oarecum, pentru că s-a vorbit mult în presă despre el, al domnului general Dumbrava, care într-un site prin excelență dedicat, prin natura sa, profesioniștilor, juridice.ro, dă un interviu în care explică în termeni specifici până la urmă a serviciilor în ce ar consta sprijinul pe care SRI îl dă lupte împotriva corupției. Acum, este, cred că, unanim acceptat, dacă nu unanim acceptat, evident pentru toată lumea că SRI a avut un loc important în sprijinirea DNA-ului, în cercetarea anumitor fapte. Însă, limitele în care serviciile de informații, SRI în special, se poate implica, este dat tot de lege. Iar legea ne spune că acesta constă în sprijin la realizarea unor activități de cercetare penală pentru infracțiuni privind siguranța națională. Cercetarea penală se finalizează odată cu trimiterea inculpatului în judecat, odată cu sesizarea instanței prin rechizitoriu, când urmează o altă etapă a procesului penal cu alte reguli. În acest interviu, domnul Dumbrava începe prin a ne spune că inițial implicarea SRI-ului în justiție s-a făcut prin acordarea unui sprijin, după care s-a făcut un salt, spune domnia sa, iar implicarea serviciului se face pe durata întregului lanț trofic judiciar, adică până în momentul în care se obține o hotărâre definitivă. Acum, în mod firesc, o astfel de declarație strânește îngrijorarea, pentru că nu poți să nu te întrebi în ce anume constă această implicare, această atenție în câmpul tactic al justiției, ce fel de operațiuni se fac în acest câmp tactic, care sunt garanțiile că nu afectează independența procesului judiciar și așa mai departe. Motiv pentru care am adresat o cerere către Consiliul Superior al Magistraturii de apărare a independenței justiției. Paralel am făcut și un demers la Comisia de Control din Parlament a activității SRI-ului să facă verificări strict pe această temă pe partea de judecată în ce constă implicarea SRI-ului în actului de justiție. Ni se spune că această implicare este în limitele legii. În limitele legii are un conținut foarte larg până la urmă. Dacă eu mă refer la lege, mă refer la legea 51, la codul de procedură penală, la legea privind securitatea națională. Însă există și alt tip de legi, de acte normative, și acelea sunt hotărârile CSAT-ului. Și eu cred că acesta este marele risc și acest lucru ar trebui verificat, conformitatea hotărârilor CSAT-ului cu legea. Chestiunea cea mai importantă până la urmă este dată de încredere. Fără încredere nici justiția, nici serviciul de securitate nu poate funcționa. Încrederea cetățeanului în aceste instituții fundamentale vine din responsabilitate, din răspunderea acestora la un moment dat și existența unor mecanisme de control. Dacă nu avem aceste mecanisme, dacă nu putem fi siguri că niciuna din cele două instituții nu își depășește limitele în care acționează, că la un moment dat se suprapun într-un mod nefiresc pentru un stat de drept, avem o mare problemă. Vorbea doamna ministru și despre procurorul european, este un proiect în care eu am mare încredere și îl urmăresc de multă vreme. Și despre faptul că legea procedurală va fi aceea din statul în care se cere administrarea probatorului. Și acum vorbim despre încredere și despre transparență. Și de aceea cred că este important ca regulile să fie foarte bine stabilite, foarte clare și foarte transparente. Să știm
exact la ce trebuie să ne așteptăm din partea fiecarei instituții. Nu este un demers pe care l-am făcut cu ușurință și nu este un demers pe care înțelegem să-l abandonăm pe drum. Cred că sunt niște întrebări legitime care necesită niște răspunsuri credibile pentru a putea merge mai departe. Eu văd lucrurile în modul următor. S-au făcut niște eforturi imense în România, rezultatele se văd. Este păcat să ne oprim, este păcat să regresăm, nu avem voie să regresăm și ca să putem merge înainte, dacă apar suspiciuni, mai puțin, mai mult sau mai puțin rezonabile, dacă apar breșe, dacă apar greșeli, ele trebuie reparate imediat, explicate, închise la modul transparent, în sensul de rezolvate, pentru a putea construi. Vrem să construim, nu să distrugem. Și mulțumesc, Victorie, pentru această întrebare, pentru că nu aș vrea nici într-un caz ca demersul nostru să fie folosit în mod greșit. Am spus ce urmărim, apărarea independenței justiției de orice fel de suspiciuni și cred că subiectul este foarte important și merită să fie tratat ca atare de către toate instituțiile care au atribuții pe acest domeniu. Mulțumesc, Victoria! Și noi mulțumim! Corupție, lipsa de viziune și reforma în domeniul justiției. Funky Citizens a analizat îndeaproape aceste subiecte și a realizat platforma Onorata Instanța pentru a veni în sprijinul justițiabililor. Codru Vrabie, cum se văd eficiența și calitatea actului de justiție din punctul vostru de vedere? După ce că sunt ultimul la catalog, la V, de la Vrabie, întotdeauna am pățit așa și când eram la școală. Eram la sfârșitul sfârșitului și nu mai era timp și întrebările cele mai grele. Și pentru că mi s-a părut că atmosfera e un pic tensionată, dați-mi voie să încep cu un banc. Un american ajunge în Marea Britanie, locuiește la prietenul lui undeva, să zicem așa, la țară și dimineața când iese pe balconul conacului, vede peluza aceea imensă și verde, verde, verde și tunsă, scurt, scurt, scurt și deasă, deasă, deasă și culoarea este minunată și e perfectă și își cheamă prietenul englez și spune: trebuie să mă înveți cum fac să am și eu la mine în Minnesota o peluză la fel. Și prietenul englez zice: bine, dar ce e așa mare lucru? Ce faci la tine în Minnesota? Cum e peluza ta? Păi cam la fel ca asta de aici. E mare, e lată, e lungă, iarba este relativ deasă, am grijă să fie tunsă, o ud că mi-am cumpărat aspersoare, da? Și de cât timp ai? Păi cum? Da, gazonul, de vreo 10 ani. Ok, știi care-i treaba? Încă de la bunicul bunicului meu, noi aici tundem iarba așa cu forfecuța, așteptăm să plouă, după aia ea crește puțin, iarăși o tăiem, mai plantăm aici și acolo. Și uite, dacă faci chestia asta pentru câteva sute de ani, o să ai și tu un gazon la fel. Și acum aduc învățămintele acestui banc la noi. Acum 10 ani, la invitația lui Cristian Ghinea de la CRPE, am scris pentru Dilema un articol în care invitam politicienii să-și exerseze bunul simț. Bunul simț e la fel ca gazonul englezesc. Nu are reguli scrise, dar trebuie să te îngrijești de el și să-l tunzi și să-l plivești și să-l lași să plouă natural timp de câteva sute de ani. Pentru că nu avem timpul ăsta la dispoziție și nici americanii nu-l aveau, în locul bunului simț și al regulilor nescrise despre cum se cade și despre ce nu se cade să faci în politică, în parlament, la guvernare și uneori chiar și în administrarea și livrarea, ca să zic așa, a justiției,
S-a inventat principiul ăsta al supremației legii și americanii, și na, asta e, și eu am o educație americană, stau cu regula în mână. Pentru că dacă le lipsește bunul simț educat în sute de ani, atunci iau frumos foaia de hârtie pe care e scrisă legea, invocă articolul 16 din Constituția asta, care spune că nimeni nu e mai presus de lege, și ăsta este singurul proxy pe care îl au ca să le crească și lor un gazon cât de cât frumos în Minnesota lor sau la Roșiorii de Vede la noi sau la Reghin sau la Reșița sau la Roman. Acum, ce vreau să spun cu asta este așa, că dacă vrei ca justiția să fie eficientă, eu cred că nu e suficient. Mai ai nevoie de încă două componente, mai ai nevoie cel puțin de transparență și de integritate. Iar site-ul pe care noi l-am făcut, și mulțumim încă o dată pentru cofinanțarea programului pentru statul de drept al Fundației Konrad Adenauer, se uită la onorateinstanță.ro, se uită la trei chestiuni legate de justiție. Input, proces și output. La proces propriu-zis, chestiunile legate de celeritate și de integritate se pot vedea în site dacă vă uitați la indicatorii despre durata proceselor sau despre procentajul de cauze care au fost casate în apel recurs. La output, pe partea strict de transparență și de evaluare, e o țară mai dificil, pentru că nu toate hotărârile judecătorești pot fi accesate online. Sperăm că împreună cu ROLI, Institutul Român pentru Transparența legislației și proceselor din justiție, se va putea obține acest lucru la un moment dat. Iar pe zona de evaluare, aici responsabilitatea nu mai e a justiției, ci e a guvernului, cred eu. Și asta se leagă după aia de zona de input, unde legea care este făcută de Parlament și pe care trebuie să o aplice justiția, trebuie la rândul ei să fie cum se cade. Dacă nu învățăm din faptul că sunt anumite lucruri care în justiție funcționează bine și să le păstrăm, dacă nu ne uităm cu un ochi critic la lucrurile care funcționează mai rău și să încercăm să le corectăm, dar să le corectăm exersându-ne bunul simț și respectând regula scrisă, atunci legea care va ieși din Parlament nu o să fie una cum se cade. Și dacă legea care iese din Parlament nu e cum se cade, atunci se duc pe apa sâmbetei și eficiența și transparența și integritatea. Și mi-ar părea tare rău să apuc să apelez la faptul că, dincolo de faptul că sunt cetățean român, sunt cetățean european, și să spun că în baza tratatului și a Cartei Drepturilor Fundamentale ale cetățenilor europeni există niște valori care trebuie să fie apărate de procurorul european în fața unei instanțe dintr-o altă țară europeană. Cred că n-ar fi bine să ni se întâmple un astfel de lucru nimănui. Așa că sper că am răspuns și la întrebare odată cu gazonul și cu bunul simț. Mulțumim frumos, Codru Vrabie. O să mai avem posibilitatea de a lua întrebări din sală și să completezi în caz că mai e ceva de spus, și sunt sigură că mai sunt lucruri de spus întotdeauna pe un asemenea subiect. Înainte însă de a vă oferi posibilitatea...
Da. Înainte de a vă oferi posibilitatea să adresați întrebări tuturor celor invitați, doamna Monica Macovina anunță că trebuie să plece la 3.30, deja 3.30, dar mai stă un sfert de oră. Dacă aveți să-i adresăm dânsei câteva o întrebare, două, câte există înainte de plecare, o să vă rog, ridicați mâna, ne înscriem într-o ordine și vă și prezentați, vă rog mult. Numele meu este Viorel Chilescu, sunt președintele Partidului Democrat, am fost dintotdeauna, am devenit persoană juridică de curând. Am o întrebare cu privire la modul în care se exercită dreptul, statul de drept în ceea ce privește procesele civile, și anume prezența procurorilor în procesele civile privind înscrierea entităților, partidele politice, care sunt de fapt niște asociații, și rolul represiv al procurorului în aceste procese. Care este părerea noastră? Cornelia Lalu este numele meu, sunt avocat în Barul București și formator INPP. Întrebare, ați vorbit despre instituția procurorului european și a spus așa, rețeaua de procurori național va face parte din instituția procurorului european. V-ați referit la totalitatea procurorilor dintr-o țară și dacă răspunsul este nu, deci nu v-ați referit, că urma o altă întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! O să încep cu a doua întrebare. Rețeaua procurorilor naționali care lucrează în dosarele antifraudă cu fonduri europene. Practic, va fi o persoană, un procuror în fiecare stat membru care se numește procuror european delegat. Și el în afară celor 25. Deci România va avea unul din cei 25 și unul în România care va fi procuror european delegat, va sta în România și va face dosarele și va coordona dosarele cu fraudă europeană. Și la fel în fiecare stat membru, deci rețeaua este între aceste persoane și sigur cei din oficiul central. La prima întrebare, știu ce vreți să spuneți, că la înregistrarea unui partid politic este prezent și procurorul care își dă o opinie. Foarte curând o să... Nu? Nu numai. Deci nu numai faptul că este prezent un procuror. Că abia ați devenit persoană juridică. Dar rolul procurorului, care este reprezentantul Ministerului Public în acel proces, în primul rând aș începe cu decizia CEDO din 1974, care spune că procurorul nu poate fi magistrat. Deci acel procuror intră în sală cu un singur scop: să oprească exercitarea unui drept. Deci tot ce face procurorul este ca în momentul în care un cetățean își exprimă dorința de a face o asociație politică, este de a cere în permanență împiedicarea acestui drept și caută toate mijloacele necesare, în loc să sprijine. De asemenea, procurorul este procuror plin, nu este un avocat din partea procuraturii, iar rolul acestui procuror devine deja aproape dominant, deoarece el are o poziție dominantă. Aș vrea să răspund la întrebarea acum. Că... Da. Procurorul este acolo ca să asigure respectarea legii. Mai departe, considerăm că în anumite procese civile nu are ce să caute, oricum nu este în toate și nu este în cele mai multe. Este în asta în care se înființează, cum a spus, persoane juridice de drept public, cum ar fi partidele politice. E acolo pentru a-și pune... opinia pe respectarea legii. Nu sunt de acord cu afirmația noastră că e acolo pentru a încălca drepturile celor care aplică, care solicită ceva unui judecător într-un proces civil. Mai departe, aș vrea să spun câteva lucruri, pentru că eu vorbim mai despre procurorul european, legate de ceea ce s-a spus mai devreme. Și, în primul rând, aș vrea să confirm ceea ce a spus Ciprian Ciucu, și anume că DNA, evident, și condamnările, deci și judecătorii care au dat aceste condamnări, au devenit un brand de țară. Nu numai societatea civilă,
și în Parlamentul European același lucru și eu sunt întrebată de foarte multe, de foarte mulți colegi și de cei din sistemele judiciare din statele membre și state membre cu vechimea democrației, nu numai statele postcomuniste, cum ați făcut? Cetățenii acestor state sunt foarte invidioși pe cetățenii români, foarte invidioși. Voi aveți miniștri anchetați și condamnați, voi aveți parlamentari, voi aveți, nu știu, președinți de cluburi sportive, voi aveți primari. Cum ați făcut acest lucru? Așa că batem lumea și explicăm cum am făcut. În fine, nu e complicat, trebuie să vrei. Totul poate să plece de la o persoană. Și trebuie să recunoaștem însă, ca să fim total onești, că există dorința clară a clasei politice din România și probabil și din celelalte state, că nu ne întreabă politicieni, ne întreabă oameni și organizațiile neguvernamentale și presa. Deci există clar dorința clasei politice din România de a opri aceste anchete. De câteva ori s-a încercat ca DNA să fie unic cu Dicotul. Asta e modul cu funduliță prin care roșie, prin care se vinde de fapt desfințarea DNA. Deci au fost în permanență astfel de încercări și probabil că pregătesc în continuare. Iar declarațiile lui Tăricean cu demisiile Laurei Codruța Chioveși și a doamnei Stanciu de la Înalta Curte, exact asta ne arată încă o dată. E firesc. Haideți să spunem adevărul. Este un paradox să cer clase politice care are și politicieni corupți, că de-aia vorbim de corupție politică, să-i ceri să adopte instrumente care apoi se întorc împotriva ei, că poate o să fie și ei anchetați și sunt în conflict de interese. Și atunci nu ne așteptăm de la ei să aibă alte inițiative. Dar cu noi, cu presiunea publică și cu legea în mână și cu ajutorul, din păcate mai avem nevoie de ajutorul altor state democrate, spun din păcate la adresa clasei politice din România, care nu se lasă. Va trebui să încercăm tot timpul să oprim aceste violări ale luptei anticorupție. Mai departe, e adevărat, am avut Marțea Neagră care au venit toate deodată, da, într-o zi. Acum avem practic politica picăturii sau picăturilor care ascund un tsunami. Picăturile sunt, modificăm aici un articol, poi mine un alt articol, mai multe proiecte de lege, dacă nu trec 3 sau 4, trece 1, un fel de păcăleală. Deci asta este o păcăleală, să ne distragă atenția și noi tot timpul să fim oamenii, să nu realizeze dintr-o dată enormitatea ceea ce se întâmplă, adică vine un tsunami. Pentru că odată intrată în vigoare și publicată în Monitor Oficial o prevedere, chiar dacă peste o lună se revine la ea, toți cei aflați în acea situație au scăpat. Mai departe, mi-e greu să cred că sunt organizații profesionale, oneste și profesioniste, care au spus, haideți să scoatem rudele din conflictul de interese. Deci, nu e de neimaginat așa ceva. Doi, nu cred nicio secundă că au spus organizațiile profesionale, judecători și procurori, limităm denunțul la numai 6 luni de la data comiterii fapte. Adică cum, dacă aflu după un an de zile, de ce să nu spun? De ce eu ca stat român am interesul să se comite infracțiuni și să nu le anchetez? Nu, interesul meu este să le anchetez. Interesul nostru este să scurtăm termenele de prescripție. Să știți că numai noi și bulgarii mai avem prescripția specială. Sunt state în care pentru fapte grave, inclusiv corupție, spălare de bani, evaziune fiscală, și mai există termene de prescripție. Noi facem inversul și acum am să spun și efectele relativ la ce a spus doamna Gârbovan. Da, noi lucrăm, nu suntem singuri într-un glob de sticlă când facem aceste anchete. Lucrăm pe cooperare judiciară cu alte state, există criminalitate transfrontalieră și la grupuri de crimă organizată transfrontalieră sau de fraudă transfrontalieră, noi trebuie să răspundem prin grupuri organizate de aplicare a legii. Tot așa, să ne organizăm și noi, judecători și procurori în Europa și poate și dincolo de continentul european, pentru că altfel nu putem răspunde grupurilor de crimă organizată. De aceea trebuie să avem legislații procedural, penale și penale cât de cât asemănătoare.
Dacă România își schimbă legislația și o face așa cum doriți dumneavoastră, ca să scăpați dumneavoastră, clasa politică, să știți că se pierde încrederea în noi și România va deveni paradisul infractorilor, pentru că toți migrează să-și facă afacerile, sediul afacerilor, spre țara unde regulile sunt cele mai slabe. Și de percheziție, și de denunț, și de anchetă, și de arestare, și de condamnare. Așa că spre asta ne duceți. O să avem aici, repet, în loc de paradisul fiscal, o să avem paradisul infractorilor. Vor veni aici, fiindcă legile noastre le schimbați ca să le faceți foarte lesnicioase pentru infractori. Și evident, din partea statelor membre ale Uniunii Europene, nu va exista încredere în sistemul românesc. Și încă o dată ne duceți și mai la coadă. Adică, totuși, sistemul judiciar s-a dus înainte și ne-a făcut brand de țară. Citiți Le Monde, citiți, vedeți BBC-ul, citiți în presa americană, citiți peste tot ce se scrie despre justiția din România. Lăsați-o așa cum este. Vă mulțumim foarte mult. Mai avem 20 de minute. Există alte întrebări acolo. Să nu uitați, vă rog, să clarificați la cine vă adresați. George Purescu mă numesc, sunt președintele Asociației România Fără Ei. S-au discutat foarte multe lucruri, s-a adus în discuție inclusiv celebrul caz al Lidia Stanciu, Codruța Chioveși, și în primul rând aș vrea să spun că trebuie să lăsăm la o parte fariseismul dacă vrem să vorbim despre o justiție corectă, despre un început, și să o lăsăm mai încet cu brandul ăsta de țară și faptul că cetățenii europeni vor să fie în România în acest moment. În afară de viteza la internet, nu îi preocupă nicio altă valoare a acestei țări ca să vină. N-am văzut nici pelerinaje pe la DNA ale turiștilor sau agenții de turism care fac pelerinaj pe la DNA să viziteze brandul de țară. Din păcate, avem o justiție care nu funcționează sau funcționează cu dublă măsură, părtinitor. Avem cazul, evident de altfel, Lidia Stanciu, Codruța Chioveși, și nu se ia nicio măsură, pentru că dânsele sunt pe val astăzi. Și atunci tratăm cu dublă măsură niște cazuri evidente de corupție sau evidente public, cel puțin, în care se fabrică la cel mai înalt nivel al justiției, unde nu ar trebui să existe nici măcar cea mai mică suspiciune. Vrem să arestăm oameni pe tot felul de criterii, vrem să și condamnăm atunci când nu suntem siguri, ceea ce încalcă un principiu internațional al judecății, și atunci când, iată, oamenii vizibili ai momentului sunt descoperiți, se face zid în fața lor. Tăricianu, Ponta, Băsescu, pot spune orice despre justiție. Ei nu au îndatorirea constituțională de a apăra independența justiției. Aceasta aparține CSM-ului. CSM-ul face niște investigații și spune Ponta, Băsescu au încălcat independența justiției. Și... Domnule Purescu, îmi cer scuze, dar o să vă rog să încheiați, pentru că sunt mulți oameni și să spuneți și cui adresați. 10 secunde. 10 secunde. Cei care știu că nu acționează corect în această zonă a justiției sunt hotărâți să spună foarte clar și să se dea la o parte și să lasă oameni curați să vină din spate, care nu au luat niciodată parte și nu au fost dovediți că fac parte dintr-un grup sau altul de interese? Mulțumesc. Este întrebarea? Întrebarea este atât pentru magistrați, cât și pentru politicienii care luptă cu corupția și ONG-uri. Okay, a fost o intervenție și vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție. Doamna. Tot Cornelia la lui Mel. Pentru domnul Florea aș avea întrebarea. Ați betonat în expozeul dumneavoastră faptul că numai Parlamentul este puterea legislativă. Este un lucru necontestat de orice cetățean în această țară. Însă, eu văd că au trecut peste 16 luni, dacă nu chiar mai mult, de la adoptarea directivei privind confiscarea extinsă și confiscarea de la terți.
Ce face Parlamentul totuși? Pentru că ne-am luat un angajament de cât de 2 ani, doamna Macovei, sau de cât este pentru implementarea și scoaterea bazei legale? Deci, domnul Florea, sunteți unicul cu parlamentar și vă trag la răspundere. Mulțumesc! O să-mi cer scuze, voi pleca, dar o să stau să-l ascult pe domnul Florea întâi. Eu vreau să vă spun următorul lucru. Știu că sunt singurul parlamentar, sunt singurul PSD și sunt singurul din Comisia Juridică, dar să știți că n-am nicio intenție să apăr niciun corupt și să fac vreun lucru rău în țara asta. Da? Deci aș vrea să clarificăm lucrul ăsta de la început. Da. Așa scrie în Constituție, știți? În articolul 61. Asta e adevărul. În al doilea rând, vreau să vă spun că niciodată nu există posibilitatea ca un singur om să implementeze un sistem legislativ. În al treilea rând, știți că există, au existat niște tentative de a se aplica această confiscare extinsă și a existat și o hotărâre a Curții Constituționale. Eu cred că ar trebui să implementăm direct, să găsim o formulă care să ducă la implementarea directă, așa cum scrie în Constituția, legislația europene, legislația românească, să nu mai trebuiască să mai facem atât de multe, știu, baleaje sau să ne ascundem după niște legi interne. Cred că aici trebuie să intervenim și n-aș vrea să mă refer la o singură directivă europeană sau la o singură lege, ci în general la toate. Iertați-mă, o precizare juridică. Eu ca cetățean nu înțeleg ce înseamnă direct. Nu vreți să scoatem niciun temei legal, nimic? O să lămuresc juridic, probabil că știți, sunteți avocat, și dânsul știe. Directivele se transpun în legislația internă. Regulamentele sunt de imediată aplicare și nu trebuie transpunere. Directiva confiscării averilor, inclusiv confiscare extinsă și de la terți, mai mult decât avem noi în România, trebuie transpusă în legislația internă. Curtea Constituțională întâi s-a referit la acel articol nefericit și unic în lume cu prezumția dobândirii ilicite a averilor, după care avem o decizie a Curții Constituționale în care spune că atâta timp cât este o normă europeană, cum e directiva privind confiscarea, atunci, în baza unui alt articol din Constituție, el poate fi foarte bine transpus în legislația internă. Deci problema e rezolvată. Ca atare, o să repet și eu întrebarea: de ce nu faceți o inițiativă legislativă dumneavoastră pentru implementarea exact în totalitate și în tocmai a directivei confiscării extinse? Sigur că da, putem traduce exact textul acela. Este o discuție la care am participat în urmă cu o săptămână cu încă 2 colegi ai mei, lucrăm la ea. Avea prioritate înaintea modificării conflictului de interese și a codului de procedură penală. Vreau să vă mai răspund, vă mulțumesc pentru întrebare, să știți că cele două motive pe care le-ați expus dumneavoastră sunt două dintre motive, mai am unul, pentru care n-am semnat proiectul ăla de lege. Și sunt de acord cu dumneavoastră. Sunt de acord. Cu siguranță cele două modificări nu vor trece niciodată. Cu siguranță nu vor trece. O să ne mai întâlnim și discutăm. În ceea ce privește conflictul de interese, să știți că a existat o discuție, așa, mi-e greu să vă spun. A existat o discuție cu privire la următorul lucru. Să știți că în alte țări din Europa, parlamentarii își pot angaja rudele și nu e absolut niciun fel de problemă. Și știu de la avocați parlamentari din țările respective. Și atunci s-a ajuns la concluzia de ce noi suntem a priori mai răi. Am zis că e totuși cazul să avem o
lucrurile sunt așa, n-ar trebui să le schimbăm în ceea ce privește angajarea rudelor. E o discuție pe care am avut-o în interior, vom vedea ce va ieși. Problema care e foarte mare aici este cu privire la faptul că ești în conflict de interese, de exemplu, ca parlamentar, dacă ești parlamentar la al doilea mandat, ai avut un consilier, după care îl angajezi din nou. Pentru că ai avut relații cu el de muncă, ba da, în ultimii 5 ani. Și există posibilitatea, lăsați-mă să vă spun care sunt argumentele pentru care s-a discutat despre modificarea acestui articol la conflictul de interese. Și s-a mai discutat despre faptul că un membru în birou permanent al unei camere, dacă ia o decizie cu privire la acordarea, nu știu, unei prime pentru unul dintre angajații camerei, de exemplu, atunci există posibilitatea să fie interpretat de un conflict de interese. Eu nu spun că lucrul este bun, eu nu spun că va trece, dar eu vă spun care sunt motivele care au determinat această discuție. După aceea, în ceea ce privește legeanii, a existat momente în care am încercat să discutăm cu fostul președinte și era imposibil pentru că era foarte opac. Nu accepta ideea că există posibilitatea să trebuiască să se modifice cadrul legislativ. Deși existau și atunci hotărâri judecătorești contradictorii, deși existau și atunci hotărâri ale Curții Constituționale, deși existau și atunci parlamentari sau europarlamentari sau președinți care aveau probleme cu anii și ne-am gândit că ar fi cazul totuși să discutăm. N-am reușit, o să vedem, oricum e în dezbatere publică, nu este un lucru care va fi adoptat imediat. După aceea, voiam să vă mai spun referitor la imunități și la parlamentarii se discută despre imunitatea parlamentară, dar nu se discută despre faptul, de exemplu, că la noi președintele României are o imunitate totală, lucru care nu se întâmplă, de exemplu, în Statele Unite, unde Bill Clinton a fost inculpat în momentul în care era președinte și nu exista niciun fel de problemă. Ca să nu vă mai spun că nici acum nu cred că dacă discutăm despre denunți, și eu nu sunt de acord cu denunțul ăla cu 6, nu sunt de acord sub nicio formă, cum nu sunt de acord nici cu chestia cu dincolo de orice îndoială, de asemenea sub nicio formă, dar gândiți-vă totuși, pedeapsa pentru mărturia mincinoasă este extrem de mică. Pedepsele pentru infracțiuni împotriva justiției sunt extrem de mici. Pedepsele pentru cei care fac ultraj sunt extrem de mici. Păi haideți să umblăm la asta ca să putem să le acordăm celor care îndeplinesc actul de justiție, să le acordăm protecția necesară. Deci sunt niște lucruri pe care noi trebuie să discutăm. Discutăm despre procurori și despre rolul lor. Nu există minister public în România. Măcar în această privință trebuie să discutăm despre modificarea Constituției. Nu există ministru public. Nu există posibilitatea ministrului de a interveni asupra procurorilor, asupra activităților și e bine că nu există. Dar sunt discuții pe care trebuie să le avem. Toate aceste lucruri pe care eu vi le spun le știți. Sunt lucruri care au născut în practică o grămadă de probleme. Sunt lucruri care au născut controverse în doctrină. Sunt oameni care nu le pot aplica, sunt oameni care le e frică să aplice niște lucruri. Haideți să le discutăm serios, cu toții. Și atunci vom putea să facem o legislație coerentă și bună și europeană. Nu are nimeni interesul. Păi, cum aș putea eu să fiu de acord să spună cineva despre mine că numai pentru faptul că sunt parlamentar înseamnă că sunt corupt sau rău intenționat? Nu vreau să întâmple lucrul ăsta. Mulțumim. Acolo... Da, luați cuvintul, vă rog. Bine, mă numesc Adrian Dumitru și sunt aici în calitate de cetățean. Sau am și o curiozitate. În general, în corupție, ca în orice relație interumană, există doi. E nevoie de doi, ca și în tango. Minimum. Avem un speță, nu un corupt, și un corupător. Observ că există o extraordinară curiozitate în ceea ce privește pe corupt, nu? Pe omul politic sau funcționarul public care este corupt. Și e foarte bine că e așa. Eu, ca cetățean, mă simt mai liniștit. Dar observ că, de altă parte, că instituțiile statului sunt teribil de lipsite de curiozitate în ce-l privește pe corupător. Aș putea să dau exemple, dar nu o să o fac ca să nu lungesc discuția.
Și atunci întrebarea mea este, legislația am văzut, este foarte bună, totul e în regulă. Bun, ce putem face ca să stimulăm un pic curiozitatea instituțiilor statului în ce privește persoana fizică sau juridică implicată în actul de corupție cu un corupt politician, funcționar public sau ce-o fie el? Mulțumesc! Cer scuze, pentru cine era întrebarea? E o întrebare generală, dar e o întrebare și domnului Călinescu, pentru că este vorba nu de recuperarea prejudiciului. Și uneori eu, ca cetățean, mă simt prejudiciat în asemenea situații. Mulțumesc! Da, orice ar spune poate fi interpretat fie că e greșit, fie că este perfect corect. Tot ca cetățean vă spun că, cel puțin dinspre instituția pe care o reprezint, lucrurile se văd în modul în care vi le-am descris mai devreme. Nu pot să mă agăs din expozeul dumneavoastră decât de ultima parte, și anume cea legată de domeniul pe care îl acopăr în momentul de față. Este într-adevăr greu câteodată să admiți faptul că sunt probleme. Noi am făcut deja pasul ăsta. Încercăm să lucrăm la soluție și soluția este cea unei intervenții legislative. Am făcut acest demers. Înțeleg că există sprijin pentru ca problematica aceasta a recuperării prejudiciilor să devină una rezolvabilă. O să ne uităm cu interes și cu încredere înspre parlamentari pentru a ne asigura că inițiativa noastră va căpăta și va obține atenția necesară și, de ce nu, poate în Parlament vom reuși să scoatem un proiect chiar mai bun decât cel pe care am reușit să-l scoatem noi din guvern. Altfel am reușit ca să comentez foarte mult și nu cred că este cazul, înțeleg că mai avem 2 minute. O las pe Laura. Da, eu aș vrea să revin la intervenția domnului Florea, spunând că aveți în față un om care n-a fost un mare susținător al noilor coduri. Și n-am făcut un secret din asta și n-a fost nici comod să nu fiu pe val, ca să spun așa, da? Însă problemele nu sunt în zonele pe care la care se referă aceste amendamente discutate azi în Parlament. Și pe mine asta mă întristează. Faptul că în loc să discutăm despre problemele reale, și vă spun din punctul meu de vedere care e o problemă reală, o problemă reală este modalitatea stabilită de cod pentru calculul pedepsei rezultante în caz de pluralitate de infracțiuni. Este absurd și inadmisibil ca în România să se pronunțe, și nu e vina instanței, decizii de condamnare de 22 de ani pentru o șpagă de 20.000 de euro. E foarte rău să iei șpagă, cu atât mai rău dacă ești în sistemul judiciar, dar 22 de ani pentru 20.000 de euro este absurd. Și e absurd nu pentru că așa a făcut judecătorul, ci pentru că așa scrie codul. Deci haideți să ne preocupăm de aceste lucruri care sunt probleme reale și nu de definirea conflictului de interese. După părerea mea, nu ar trebui să vă angajați rude. Într-adevăr, în alte state se pot angaja rude, dar România e într-o altă ligă și a ajuns acolo cu greu. Gândiți-vă că dacă permiteți angajarea de rude prin modificarea acestui articol de conflict de interese, asta înseamnă că acel articol s-a aplicat peste tot. Deci ne întoarcem la rude și în universități, și în spitale, și în școli, și în primării, și peste tot, nu doar la parlamentari. Că nu putem să diferențiem în materie penală între parlamentari și alți lucrători la stat. Asta e legislația românească. O să mă opresc aici, sperând să aveți noastră dreptate cu optimismul acesta, că nu vor trece aceste amendamente. Eu sunt destul de îngrijorată. Mulțumesc! Vă rog. Mersi. Ultima întrebare. Bună ziua, Anderson Adrian. Am și o întrebare cu privire la cele 6 aspecte pe care se concentrează programul de îmbunătățire a drepturilor pe Europa de Est. Și aș vrea să știu și eu cam ce se întâmplă în România, cam care este strategia de îmbunătățire pe spațiul românesc pe aceste 6 aspecte. Mulțumesc! Îmi cer scuze, la care 6 aspecte vă referiți? La partea de drept constituțional, partea de procedură de drept, pe care le aveți aici în flyere. A, vă referiți, deci este vorba de broșura Fundației Konrad Adenauer. Eu cred că asta, adică nu știu.
Poate să răspund oricine. Bine. Propun să vorbim personal, pentru că este un subiect care merită un răspuns concret și poate destul de lung. Și deja... Da, vă invit. Mai stau și vom vorbi. Vorbim deja ora 4, dar am înțeles că Codru Fabie... Foarte pe scurt, simt nevoia să fac trei precizări pentru că n-aș vrea să rămână subiectele în aer. Nu sunt de acord, mi se pare contraproductivă întrebarea de tipul da ce, noi suntem mai răi decât alții? Nu. Întrebarea corectă pe care trebuie să ne o punem este cum facem ca noi să fim mai buni? Asta referitor la ce fel de legislație se discută și din ce motive se discută. Motivul pentru lege ar trebui să fie ăla ca noi să fim mai buni. A doua, a vorbit cineva pe partea dreaptă despre faptul că justiția lucrează cu dublă măsură. Credeți-mă că mie îmi convine această dublă măsură în care vinovații sunt pedepsiți și nevinovații sunt lăsați să plece acasă. Nu cred că am avea vreunul dintre noi o justiție care taie capete pentru absolut toată lumea, vinovați sau nevinovați, că nu ăsta e rostul justiției. A treia chestiune, ca să nu rămână în suspensie, dintre toți cei condamnați pentru fapte de corupție, un pic peste 60% provin din sectorul privat și sunt cei care au dat mită, sau mai exact, au corupt pe cei din sectorul public. Astea sunt statistici oficiale pe care le-am văzut și la Ministerul Justiției și la DNA. Cu alte cuvinte, faptul că nu se vede pe ecranul televizorului decât autovictimizarea corupțiilor și niciodată nu se vede nimic despre corupători, asta nu înseamnă că instituțiile nu-și fac treaba așa cum trebuie. Astea au fost cele trei precizări. Mulțumesc frumos! Și noi mulțumim. Nu cred că există o altă întrebare. De aceea vom închide această conferință, care, după opinia mea, a fost una foarte interesantă și sper să împărtășiți această opinie. Vreau să le mulțumesc paneliștilor, tuturor care au pregătit această conferință, care au ajutat, care au participat. Vă așteptam la alte evenimente pe care le organizam. Și Victoria Stolce, de restul să spună câteva cuvinte, dar mai întâi vreau să vă reamintesc că organizatorii vă invit la un vernisaj și, după opinia mea, mai important, la un cocktail, care are loc la ora 4, la sala Constantin Stere. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și Victoria Stolce. Mulțumesc, domnule Geisler, vă mulțumesc pentru comoderare, în primul rând, mulțumesc paneliștilor noștri, vă mulțumesc dumneavoastră pentru interes și răbdare. E un vernisaj de fotografie a trei fotografi, unul din Ucraina, unul din Republica Moldova și unul din România, despre Maidan și câteva scene din Republica Moldova. Vă invităm la vernisaj, după care, într-adevăr, e un cocktail. Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și la alte dezbateri pe viitor.